Am regăsit. Unul dintre cele mai importante momente din viața unei femei este nunta. Este plănuită încă din vremea copilăriei și fiecare își dorește să aibă o nuntă de vis sau cel puțin o nuntă cam basme, nu neapărat cu prințul pe calul alb, dar să fie o nuntă ca la carte. Și pentru că acest eveniment să fie unul reușit, apar tot felul de factori care ne pot ajuta și... În zilele noastre chiar există posibilitatea de a organiza o nuntă campovești. Pentru asta există și târgurile de nunți. Unul dintre ele va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, în cetatea din Târgu Mureș. Nunta noastră va fi un eveniment exact ca o nuntă, așa cum trebuie să fie, pentru că cu siguranță acolo vor fi de toate. Și despre ce se va întâmpla la târgul nunta noastră ne spune Cristina Manuelă, organizator al acestui eveniment, deja de 9 ani. Deja de 9 ani, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, așa este, nunta noastră, ediția nouă din acest an, adună împreună uh, toți uh, sau cele mai multe uh, servicii dedicate viitorilor miri. Cred că este anul în care oferta este cea mai bogată din, din toți anii în care am organizat, semn că ne maturizăm, am trecut de cei șapte ani de acasă, suntem deja la școală, am învățat școala asta târgurilor și oferta este foarte, foarte, foarte bogată. Sunt 9 ani în care, cu siguranță, ai observat și o evoluție. Pentru că mă gândesc la început, sau, și dacă ne gândim la nuțile noastre, nu că am fi avut nunta foarte de mult. Dar, A trecut ceva vreme. Atunci știam că trebuie să ne rezervăm o rochie de mireasă sau să ne cumpărăm o rochie, să rezervăm un local, eventual o formație, un DJ și cam și atât cam un atât fotograf. Da. Și dacă era ceva mai elitis, ne permiteam și un cameraman. Da, așa este. Eu mi amintesc că divagând puțin, că la nunta mea am vrut o anumită culoare și îmi trebuiau șervețele și naproane de o anumită culoare și trebuie să mă duc până la Cluj, pentru că în Târgu Mureș nu era nimeni să facă asta, ca să mi le achiziționez. Lăsând, mă rog, paranteza deoparte, da, e o evoluție fascinantă și în fiecare an expozanții se străduiesc să aducă lucruri extravagante, lucruri frumoase, lucruri de bun gust. Dacă au, la primele ediții au mai fost stângăcii, acum deja nu le, mai, nu le mai regăsim. Lumea se inspiră din curentele internaționale și tot, toată o oferta uh, este cât se poate de de la zi și în, în trenduri, începând de la rochii de mireasă, până la costume de mire, uh, decoruri de sală, buchete, care mai de care mai uh, variate, uh, albume, chiar și, chiar și tehnica de filmare pentru nunți, sunt cameramani specializați în, în în tehnici foarte uh, noi, și folosesc uh, aparatură foarte modernă, și vin și o să o expună la, nun la nunta noastră. Așadar, îmbrăcăminte, decor de nuntă, fotografii? Uh, da, mergem mai departe. dj uh, restaurante, porumbei, uh, mașini de epocă, flori de hârtie sunt foarte la modă. Uh, buchetele din flori de hârtie, e foarte multă muncă și migală în realizarea lor și avem uh, expozanți care se ocupă cu asta. Uh, deci absolut tot, ce baruri, fotobut uh, uh, care e foarte la, foarte la modă, sunt Fotobooth? fotografiile acelea haioase care se fac la nunți. Așa, uh, dar totul... este o evoluție și în acest domeniu, pentru da. că a fost la început uh, fântâna de ciocolată, apoi candy bar, apoi uh, da, barul, prăjituri. prăjituri uh, deci sunt tot felul de lucruri care de la an la an sunt tot mai interesante, tot mai inedite și încercăm și noi să ne aliniem uh, cererii internaționale și ofertei până la urmă. Da, și uh, e de precizat un lucru, sunt oferte pentru toate buzunarele, adică uh, cel care are venituri mai uh, reduse nu trebuie să uh, sufere pentru că există uh, ofertă și pentru cei cu venituri reduse și pentru cei cu dare de mână care își uh, permit chiar nunta din, uh, din povești. Uh, și mă gândesc aici la toate sectoarele, nu doar la rochii sau la decoruri de sală, ci la absolut tot există uh, oferte și promoții uh, la târgul nunta noastră pentru toată lumea. Există organizatori de nunți. Wedi, acele wedding planner, pentru că poate cei care își permit mai mult ar fi mult mai ușor pentru ei să aibă un astfel de organizator de nunți. Și eram curioasă dacă a intrat și acest trend în, în oraș. A intrat, a intrat timid, în urmă cu vreo 2 ani, dacă bine mi-aduc aminte, uh, noi având uh, tradiția organizării acestui târg de 9 ani, adică de fapt de 10, dar a fost unul, un an întrerupere, uh, am fost uh, abordați în sensul de a deveni noi uh, organizatori. organizatori, la rândul nostru, de denunți. Mă rog, având uh, și alte joburi în paralel și uh, meseria asta de organizator denunț este una care -ți solicită foarte mult timp și foarte multă energie și o enormă responsabilitate, am zis că noi rămânem la partea asta de târg denunț și uh, să se ocupe cei specializați în. Uh, în uh, organizare sunt, și am înțeles că își fac foarte bine treaba și le iau de pe cap uh, mirilor o foarte bună parte din uh, alergătură. Și am înțeles că apelează la acești wedding planner, mai ales uh, cei care sunt stabiliți în străinătate și vin să-și facă nunțile acasă. Și atunci ca să nu își împovereze părinții cu această um, uh, umblătură, uh, contactează un wedding planner care îi organizează nunta în toate detaliile, începând de la, mă rog, înscrierea la starea civilă și până la ultimul dans al miresei de când se termină nunta, totul este organizat de către ei. Cam fiecare an aveți și surprize pentru cei care vor trece pragul acestui târg. Există acel perete al uh, dragostei. Da, avem un perete al dragostei. Ne-a venit de anul trecut. A fost uh, foarte îmbrățișată de uh, îndrăgostiți de toate vârstele, pentru că așa l-am și promovat. Pe acel perete al dragostei se pot face declarații de dragoste de, la, de către tineri până la uh, cei mai uh, în vârstă dintre vizitatori, pentru că n-am vrut să limităm uh, dragostea, nu? N nu, are vârstă, nu are vârstă dragostea. Așa am, uh, de la ideea aceasta am, am început și atunci avem niște bilețele uh, pe care uh, Îndrăgostiții pot să-și lase uh, declarații de dragoste, ele apar pe un uh, panou uh, și la sfârșitul uh, târgului, duminică seara la ora 6, facem o tragere la sorți, iar uh, cuplul câștigător uh, va avea parte de o cină romantică la un restaurant din Târgu Mureș. Așa ca să își sărbătorească frumoasa declarație de dragoste pe care au făcut-o. Așa, în toți cei uh, 9 ani de târg, ai simțit emoție la cei care vin și vizitează standurile care sunt expuse sau lucrurile, colțișoarele, stau, se gândesc, analizează mult? Care e starea de spirit acolo la târg? E emoție multă? da. Uh... Sunt uh, cupluri, am văzut cupluri, uh, pentru că noi uh, ca organizatori, după ce se deschide târgu, oarecum stăm și supervizăm ce se întâmplă acolo și mai aruncăm câte un ochi la standuri și la, și la clienți. Uh, sunt cupluri care vin în ambele zile. Vin dimineața, vin după masa. Prima dată am văzut așa, prima dată vine cuplu, se uită, după aia vin cu părinții uh, ca să se consulte ad, sau cu prietenii sau și cu părinții și cu prietenii deci e o așa ca să nu ia decizia uh, singuri, mai, mai, cer o părere și după aceea mai vin o dată și atunci bat uh, în cuie ceea ce au uh, gândit acolo, ceea ce -a, cu, cu ce s-au sfătuit acasă și, și bat în cuie, uh, mă rog, un contract și, uh, și așa mai departe. Și uh, discuțiile, am mai tras cu ureche așa la discuții între expozanți și, și viitorii, uh, viitorii miri mir și discuțiile sunt foarte uh, interesante pentru că au întrebări pe care probabil nu le-am fi bănuit niciodată, uh, dar uh, important este să găsească răspuns la toate aceste întrebări. Așadar, târgul acesta de fapt asta este un răspuns pentru întrebările pe care poate nici măcar nu și le-au pus Miri, dar atunci când apar acolo își dau seama că ar putea să intervină o anumită problemă și asta este perioada cea mai propice pentru a organiza un astfel de târg, e început de an nu e sunt și munți. perioada în care nu se nunți sau și dacă sunt sunt, sunt, sunt foarte, foarte puține Bine, acum e adevărat și faptul că la ediția de anul trecut sau că am făcut contractele pe anul acesta, anul acesta se cam fac contractele pe anul viitor pentru că dacă e să vorbești cu un un Uh, patron de restaurant îți va spune că are uh, ocupat, ocupat uh, pe tot parcursul anului, dar tocmai din acest motiv, ca să poți să-ți faci nunta în momentul în care dorești și să ai toate detaliile puse la punct tinerii vin la târguri ca să-și pregătească cu un an înainte nunta pentru ca ea să iasă așa cum și-o doresc. Îți mulțumim tare mult, Cristina! Așadar, sâmbătă și duminică, în Cetatea din Târgu Mureș, de dimineața până seara. De la 10 e... la 19, în ambele zile? Sunteți așteptați pentru a vă organiza cât mai bine nunta pentru anul viitor sau, dacă v-au mai rămas detalii neorganizate și pentru anul acesta, este un loc unde trebuie să fiți prezent. Mulțumesc! Și noi mulțumim! Rămâneți alături de noi!